Aici am văzut că sunt două straturi de... Da, sunt două straturi, urmează al treilea strat după ce se ridică capace și se montează bunele de scurtere. Ce credeți? Preconizăm într-o lună jumate, două, să ieșim măcar de pe zona asta? Cu siguranță, cu siguranță, până la 15 octombrie. Trotuarele de pe calea Timișoarei spre Schela Cladovei nu au fost niciodată asfaltate și nici amenajate corespunzător. De asemenea, porțiunea intens circulată ajunsese la un moment dat să fie distrusă și să creeze mari probleme șoferilor. Tot acest calvar a luat sfârșit, deoarece pe partea carosabilă deja s-au turnat două straturi de asfalt, iar trotuarul a început să prindă contur și să arate corespunzător civilizației urbanistice europene. În aceste zile, lucrările de asfaltare se apropie de șantierul naval. În momentul acesta se lucrează la trotuar. Vreau să vă spun că trotuarul care duce la Schela n-a fost niciodată asfaltat. De fapt, n-a existat decât o porțiune de pământ. Se lucrează, astăzi trecem către șantier, mâine se termină, urmând să se treacă pe partea cealaltă. S-au pus și două straturi de asfalt pe bulevard. Deja în momentul acesta se circulă foarte bine, dar mai avem încă un strat care va fi pus puțin mai târziu după ce se ridică și canalul. Trotuarele pe partea de nord până la șantierul naval, până la Severnav, se vor termina mâine, după care se va începe cu partea de sud până la poarta 1 de la Meva. În 3-4 zile trotuarele vor fi terminate. Bulevardul Tudor Vladimirescu și prelungirea acestuia, calea Timișoarei, a necesitat o reabilitare complexă. Proiectul de asfaltare și amenajare integrală a bulevardului are o valoare de peste 30 milioane de lei. Actualul primar a găsit în anul 2016, la preluarea mandatului, lucrarea blocată. Practic, acesta este cel mai mare bulevard al orașului și face legătura între Craiova și Timișoara.